România a mai pierdut un om de valoare. Din păcate, Titi Ionescu, un sportiv important al generației de a handbalului românesc, se confrunta cu stări de rău de mai multe zile. Campionul legendar a fost descoperit mort la vârsta de 69 de ani în propria locuință. Amintim faptul că timp de 14 ani a excelat ca jucător în Liga Națională. Celebru sportiv a plecat printre îngeri la 69 de ani. În ziua de duminică, 22 octombrie 2023, Titi Ionescu a comunicat unei eleve foste că se simte rău și a promis să o sune în cazul în care starea sa de sănătate se agravează. Cu toate acestea, lamentabilul incident l-a învins înainte ca el să poată ajunge la asistența medicală. Persoana cu care Titi Ionescu avea cele mai multe conversații era antrenoarea Adriana Inoan. În legătură cu întâlnirea cu fostele sale eleve, care a avut loc în iulie 2023, Titionescu a mărturisit că aceasta a fost un moment de mare bucurie și a manifestat dorința de a vedea din vinarat continuând să se ridice la înălțime, dar, din nefericire, nu a mai avut șansa să asiste la acest progres. Dumnezeu să-l odihnească în pace!